Bună ziua și bine v-am găsit la Datorie! În ediția de astăzi vă prezentăm ultimele evenimente de actualitate militară. Rămâneți alături de noi! Peste 300 de militari ai Armatei Naționale și studenți ai Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun acordă ajutor autorităților publice locale la depozitele de colectare a bunurilor destinate pentru refugiații din Ucraina. Potrivit Centrului Operațional de Comandă, în perioada lunii martie, pacificatorii din Batalionul 22 de menținere a păcii au fost implicați la descărcare și încărcare ajutorului umanitar la depozitul din orășelul Vatra. Totodată, la depozitul amplasat pe teritoriul Moldova Film din Chișinău, studenții militari și soldații în termen din Regimentul de Stat Major General de Brigadă Nicolae Petrică au participat la descărcare și sortarea lucrurilor donate, dar și la pregătirea pachetelor cu produse alimentare și igienice, care urmează să ajungă în centrele de plasament temporar din țară. De menționat că pe parcursul stării de urgență, începând cu data de 27 februarie, Armata Națională a fost implicată cu efectiv și unități de tehnică la mai multe acțiuni, în sprijinul autorităților publice, centrale și locale, în conformitate cu deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale. Astfel, militarii au acordat ajutor la amenajarea centrelor de cazare pentru refugiați și au transportat persoanele venite din Ucraina de la punctul de trecere Palanca spre locurile de plasament temporar. O carieră militară a fost întotdeauna o provocare pentru oricine. Până nu demult, era acceptată de majoritatea bărbaților. În ultimul timp însă, sunt din ce în ce mai multe fete care aleg să studieze domeniul armelor în cadrul unicii instituții de învățământ militar superior din Republica Moldova. Și unii și alții înfruntă cu determinare programul strict. Fac antrenamente fizice riguroase, învață ce este onoarea și respectul față de valori. Toți renunță la viața obișnuită și aleg să se dedice unei cariere militare. Diminețile în cadrul Academiei nu încep cu ceașca de cafea, dar cu ora de sport desfășurată pe platoul instituției. La 6 și 10 minute dimineața îi găsim deja aliniați, echipați în costum sportiv și pregătiți pentru o nouă zi de studii, dar nu înainte de a-și aduce în ordine spațiul de cazarmă, susține comandantul interimar al companiei 2 de învățământ, locotenent major Vasile Golovco. 600, studenții efectuează deșteptarea, fac aruncarea plapii, arestirea încăperilor și la ora 6-10 minute ei se adună pe platou pentru desfășurarea înviorării. Este numit din cadrul subunității o persoană care execută înviorarea, în dependență de zi și ce anotimp se stabilește de anumite variante, dacă e varianta 1 sau varianta 2. După înviorare, efectivul se ridică în subunitate, execută toaleta de dimineață și pregătirea pentru masă. Ora 7.00, prima subunitate se adună pe platou, se verifică prezența efectivului, sergent serviciu preia comanda și efectivul pleacă la masă. De la 7.00 până la 7.40, efectivul au timp pentru dejun, după care, după servirea mesei, ei se adună pe platou pentru inspecție. Timp de 40 de minute, studenții iau micul dejun, care include un tip de terci cu sos de carne, două ouă fierte, ceai, câteva felii de pâine, unt și produse de patiserie. Locțitorii cu masă plutonică, cu masă de plutonică sau cu companie verifică aspectul exterior, igiena personală, documentația. După ce ei sunt verificați, studenții sunt repartizați la ședință. De la ora 8.00 până la 13.00, studenții pleacă la ședință. De la 8.00 până la 13.00, studenții au 3 ședințe cu pauze între ședințe de câte 10 minute și 20 de minute. După ședințele, după ce finisează a treia ședință, persoanele pleacă la prânz, servează prânzul. Acesta este, timpul este de la ora 13.00 până la 14.00. Academia Militară dispune de blocuri de studii și cercetare. Sălile de studii sunt dotate cu mobilier care să asigure confortul studenților și corpului didactic. O mare parte dintre acestea sunt echipate cu tehnică multimedia. De asemenea, sunt expuse unități de armament de infanterie și componente ale tehnicii de luptă. Când ceasornicul indică ora 13.00, e timpul pentru prânz. În sala de mese, tinerii mănâncă în liniște și puțini sunt cei care lasă ceva în farfurii.
Meniul diferă de la zi la alta și include bucate variate care asigură necesarul de kilocalorii pentru o bună funcționare a organismului. Șirul activităților continuă, iar la ora 14 studenții sunt așteptați din nou pe platoul instituției pentru a li se verifica prezența și a stabili misiunile pentru a doua parte a zilei. Se verifică prezența, se stabilesc misiunile și efectiv pleacă la pregătirea individuală. Pregătirea individuală răspunde pregătirea pentru următoarea zi. Dacă au tactica sau au sisteme de artilerii, ei se pregătesc pentru lecțiile pentru ziua următoare. După care, în zilele de marți, joie, conform programului zilnic, este sportul în masă și miercuri este pregătirea NBC. Pregătirea NBC presupune îmbrăcarea, dezbrăcarea cu sumă de protecție și îmbrăcarea măștii contra gaze. Această activitate de miercuri durează 20 de minute, s-au verificat modalitatea de îmbrăcare, dacă corectitudinea lor, și după care ei pleacă mai departe la pregătirea individuală. De la ora 15:30 până la 17:00, studenții au și timp liber în care ei se pregătesc individual. Persoanele care doresc să se ocupe cu sport sau studenți care doresc să se pregătească pentru ziua următoare, să mai fac multe plan, conspecte, proiecte, didactice, prezentări, diferite misiuni. La 19:00 este cina din meniul căreia nu lipsește niciodată peștele, așa cum prevede norma alimentară. După cină au timp liber și își fac igiena. La 21:00 cu toții privesc buletinul de știri. Ulterior se face apelul de seară, iar o oră mai târziu e stingerea. Atunci când au intrat la academie, știau că vor deveni alte persoane și vor avea un alt stil de viață. Dincolo de programul strict, puținul timp liber și pregătirea fizică de care ai nevoie ca să reziști în cadrul Academiei Militare, studenții spun că trebuie și calități speciale ca să ajungi aici. Printre acestea se numără voința, curajul, ambiția, perseverența, respectul și responsabilitatea. Când am intrat pe porțile Academiei, mi s-a părut totul nou și foarte entuziasmat eram. Nu mă așteptam la toate emoțiile care le voi primi în Academie. Fiecare zi era ca o lecție, fiecare dată învățam câte ceva nou care m-a ajutat să, cu mai ușor să trec peste această perioadă. Cel mai tare m-a impresionat ieșirile de poligon, exercițiile tactice, tragere din diferite armamente de infanterie, începând la armamentul ușor de infanterie până la armamentul greu și chiar și din aruncători de grenade. Am ales să fiu studentă, fiind în anul întâi, pentru că mi-a plăcut această meserie, însuși a fi militar, a îmi crea o carieră în viitor, o carieră militară, pentru că un militar este mândru de profesia sa. Și am ales specialitatea artilerie, pentru că mi-a plăcut însuși îndeplinirea unei misiuni de foc și obținerea rezultatului final. Deoarece sunt mai multe calcule și precizia este mai mare și îndeplinim o misiune de foc în grup, într-un colectiv. Aceasta ne unește mereu. Personal am venit la Academie încă din termen. Am făcut o lună termen în Brigada 3 Infanterie Motorizată Dacia. Înainte ca să ajung în Cahul Armat, am făcut un an la Universitate Informatică Aplicată. Deci am oarecare bază și am decis să dacă este și specialitate să o continui. Cred că după această specialitate este viitorul, mai ales în armată, drone diferite, tot care trebuie programate, informația transmisă de la conducere la subordonați, tot asta trebuie monitorizat, perfecționat, modernizat. Ce ține de tehnologii a fost o pasiune a mea. Și aici cred că s-ar primi să mă dezvolt nu numai ce ține de disciplină, dar și cel puțin și informații. Cred că nu e mai slab ca în alt universități. În unele momente chiar suntem și mai aplicat, mai afundat în unele domenii. Ce ține deja de informații secrete care nu s-ar spune, nu se transmite. Îmi place mult aici și cred că să continui mai departe și ce ține chiar și de carieră militară. În domeniul informațional, e minunat. Potrivit comandantului rector al Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, colonel Anatolie Bucuci, în cadrul instituției sunt disponibile trei specialități: conducerea subunităților de infanterie, conducerea subunităților de artilerie și conducerea subunităților de comunicații și informatică. Practic suntem în perioada când s-a dat start
promovării studiilor militare în liceile, colegiile din Republica Moldova. Practic, echipele mobile ale Academiei Militare în conlucrare strânsă cu șefii centrelor militare raionale desfășoară un amplu exercițiu de promovare a studiilor militare și a Academiei Militare întregime în societate. Studiile militare desfășurate în Academie Militară oferă un amplu, un spectru larg de beneficii pentru tinerii din Republica Moldova. În primul rând, oferă studii la licență, la trei specialități. Specialitatea conducerea subunităților de infanterie, conducerea subunităților de artilerie și conducerea subunităților de comunicații și informatică. În afară de studiile de licență, tinerii au posibilitatea de a obține permis de conducere la categoria B și C. Hrana, cazarea, echipamentul și studiile în Academie sunt absolut gratis, asigurate de la bugetul de stat. Din partea abiturienților se cere doar dorința de a face studiile în cadrul Academiei Militare Forțelor Armate Alexandru cel Bun. Precizăm că durata studiilor la Academia Militară a Forțelor Armate este 3 ani, frecvența la zi în limba de stat. Studiile, cazarea, asigurarea medicală, echipamentul și alimentarea sunt oferite gratuit. Studenții anului 3 din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun au dat start stagiilor de practică desfășurate în unitățile militare ale Armatei Naționale. Aceștia au fost repartizați în Batalionul de Geniu Codru, Batalionul Poliției Militare, Batalionul de Artilerie Prut, Batalionul de Transmisiuni, Batalionul cu destinație specială Fulger și Compania Gărzii de Onoare. În calitate de comandanți de plutoane, studenții anului 3 alături de militarii în termen au participat la ședința practică a pregătirii de geniu. În cadrul acesteia s-a efectuat amenajarea și mascarea lăcașului individual de tragere, setarea sistemelor de artilerie, printre care a aruncătorului de bombe în condiții de câmp și ajustarea sistemelor de ochire. Studenții militari ne-au comunicat că grație cunoștințelor dobândite în cadrul unicii instituții de învățământ militar din țară, au reușit cu succes să desfășoare ședința practică la pregătirea de geniu desfășurată la Centrul de Instrucție cu Soldații în Termen. Toate chestiunile se prindă bine pe parcursul anului militar, pentru că de grabă ne-au anunțat că avem trajele din aruncătoarele bombe, adică și toate ședințele astea care le avem pe parcurs, mis mai ușoare, permanent avem ședință după ședință, adică permanent ne folosim de gronometru busolă și capăt practică și din zi zi nimic mai ușor. E foarte ușor, dar și totodată și dificil, deoarece sunt trei instrucții de bază. Marș este marș forțat, marș la pas, aruncătoarele boabe, tot noi le luăm și le ducem. Sunt și pe mașini mai mari, dar deja acelea cu ajutorul autovehiculor, dar astea sunt masă mai ușurele, adică noi le tărâim deja. Am ales această meserie deoarece de mică mi-a plăcut acțiunea, tot ce este legat de ordine, de disciplină și chiar dacă nu am avut în familie militar, mi-am dorit de multe ori să simt pe pielea proprie cum să fii important pentru țara ta, cum să fii un om care își apără părinții, își apără prietenii și familia. Acum aflu la stagiu de practică de pe data de 14 martie până pe data de 15 aprilie și sunt în funcție de comandant de pluton la rachete antitank dirijate în Batalionul Poliției Militare. Astăzi desfășor ședința la pregătire de geniu cu tema locașele individuale de tragere din armamentul individual. Locașul se amenajează din poziție culcat cu ajutorul pățecăi din fătire mică la adâncime de 30 de cm, lungime 170 de cm, în timp de 25 de minute, pentru adică fiecare militar face locașul lui,
și în timp de 20 de minute după ieși amenajează și maschează locașul său. Cum puteți observa la momentul de față, am executat ședința numărul 2, amenajarea genistică a locașului individual a soldatului infanterist. Bazele acestei ședințe sunt ca militarul în termen să însușească modul de executare a fortificațiilor în pământ pentru a crea locașul individual sau de tragere. Adică pe parcursul acestei ședințe, militarul în termen trebuie să amenajeze locașul sau de tragere și mai ales cel mai important este mascarea. În context, comandantul batalionului poliției militară, locotenent colonel Ion Cozaru, a afirmat că stagiarii au demonstrat profesionalism și implicare, misiunea de bază a acestora fiind acumularea deprinderilor teoretico-tactice și însușirea detailată a specificului unității în care tinerii sunt detașați pentru desfășurarea stagiilor de practică. În cadrul regimentului de stat major general de brigadă Nicolae Petrică, la moment se află un grup de militari sau studenți din cadrul Academiei Militare, care pe parcursul la o lună de zile vor efectua stagiul militar în cadrul unității noastre. Toți acești studenți pe parcursul acestei perioade vor activa la funcția de comandant de pluton, începând cu deșteptarea zilnic până la stingere și vor desfășura sau vor participa la activitățile conform programului zilnic. Misiunea de bază a studenților este că pe parcursul acestei perioade să acumuleze acele deprinderi practice în ceea ce privește instruirea corectă a militarilor în termen, ca pe parcurs după absolvirea Academiei Militare și revenirea în trupe, practica aceasta să le fie de folos. La moment studenții au o prestație bună în ceea ce privește instruirea efectivului, la fel dau dovadă de cunoștințe teoretice acumulate din cadrul Academiei, care deja la moment le pun în practic în cadrul unității noastre. Reamintim că anual studenții Academiei Militare desfășoară stagii de practică în unitățile Armatei Naționale pentru a testa abilitățile și de a trece la o treaptă mai înaltă în viitoarea carieră de militar. Conflictul dintre Chișinău și Tiraspol a început în anul 1989, atunci când limba română a fost declarată limbă de stat în Republica Moldova. Acest lucru nu a fost acceptat de sovietele locale din regiunea transnistreană, unde s-au format grupuri de persoane care erau împotriva introducerii limbii române, alfabetului latin și reformelor democratice. În regiunea transnistreană au urmat o serie de proteste față de guvernul republican de la Chișinău. Pe 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova, al cărui teritoriu cuprindea și raioanele din stânga Nistrului. Astfel, în noaptea zilei de 1 spre 2 martie 1992, mai multe detașamente ale cazacilor au atacat secția de poliție din Dubăsar și au luat ostatici un grup de polițiști loiali Chișinăului. Unul dintre militarii moldoveni care a ținut piept la Nistru era și plutonierul ajutant Nicolae Mertic. Cariera militară a început-o în armata sovietică în anul 1986, într-o divizie de rachete strategice din Kazahstan. După destrămarea Uniunii Sovietice, militarul a revenit în Republica Moldova, iar în luna februarie a anului 1992 a hotărât să-și continue cariera și a mers la centrul militar din Ialoveni pentru a fi angajat în serviciul patriei, de care ulterior și-a legat întreaga viață. Acum îl aflăm tot printre militari activând în cadrul brigăzii Dacia, din orașul Cahul. Pe data de 2 martie am primit îndreptare în batalionul din Cocier. Când am ajuns la Cocier, așa numită переправа, Кручулица, la biserică, acolo sub Gulerkan, mi s-a spus că gata, batalionul de acum nu mai este, este disfințat, acolo sunt separatiști, s-a început conflictul militar. Tot prin comisariatul militar, cu ajutorul departamentului militar, am fost îndreptat să-ți fac serviciu militar în batalionul Radio Ruleu, care trecuse acum sub jurisdicție Republicii Moldova, din Florești. La 12 mai a fost primit ordinul de a pleca în componența statului major al Marii Armate Naționale pentru formarea statului major de comandă cu unitățile militare care erau sub jurisdicția Moldovei de acum, instalate pe plasdarmul de luptă, cum ar fi Cocieri, Coșniță. În 17 mai
de cum eram la pensionatul de la Gulerkan, am fost sub un atac de artilerie masiv din partea Dubăsarului, unde după asta ne-am mutat punctul de dislocație la Vadul Voivode. O bună parte a operațiunilor se desfășurau noaptea. Fiind la funcția de transmisionist, plutonierul ajutant a avut misiune de a realiza sisteme de comunicații și informatice necesare comunicării cu unitatea. La 3 decenii de la izbucnirea războiului, veteranul spune că fiecare participant moldovean a luptat pentru libertate din dragostea pentru această palmă de pământ. În perioada acestor transferuri dintr-un punct în altul, eu ca transmisionist mă ocupam și îndeplineam misiunile pe înlăturarea neajunsului care apăreau în timpul conflictului pe plăzdarmul, cum era Cucieriu, Coșnița. Asta legătura și radio. Am plecat prima dată, a fost folosit așa în conflict, regimul de secretizare, unde băieții veneau, ei știau, aveau idei de așa ceva, dar nu puteau lucra, nu aveau să lua decizia ministru, domn colonel, la propunerea domn colonel Vlaicu, a fost luată decizia de a instala aparatare de secretizare și chele de secretizare pentru secretizarea convorbirilor. Am învățat băieți să lucreze în diferite regimuri de lucru, cum să folosească de legătură radio în caz de chiar sub pe câmpul de luptă, cum să facă salt de pe frecvență în frecvență, cum codurile de comunicare, care acum pare foarte rău că nu se folosește așa ceva. Asta dădea un ajutor foarte mult la conducerea cu trupele. Pe linia frontului, subofițerul în rezervă Mertic susține că cel mai greu i-a fost să nu lupte împotriva inamicilor, ci împotriva dorului de casă. Ori această despărțire de familie a fost dificilă pentru toți cei care au apărat integritatea teritorială a tânărului stat Republica Moldova. Pe platourile de luptă se aflau mulți apărători din cercul de rudene a eroului nostru, iar fiecare și-a adus aportul său în lupta pentru independență. Vreau să menționez foarte mult tărie de caracter a tinerilor, chiar de 8 ostașilor care erau acolo. Toate că mulți erau căsătoriți, aveau copii, se gândeau la dânșii, dar totuși mai mulți se gândeau la cei că se țină plăzdarmul și toate cele. E greșeala cuiva din conducerea careva. S-au pierdut mulți băieți, dar eu s-o cut că nu degeaba. E datoria lor de față de patrie, ei s-au îndeplinit. Un rol foarte mare a jucat transmisiunea, eu ca transmisionist, să vorbesc ca transmisionist, în sistemul de conducere a artileriei. Conducea cu artilerie atunci generalul Grosu, atunci era colonel Grosu, acum e general Grosu. Sub bruiajul separatiștilor, susținuți de ruși, s-a luat repede decizia cum de a folosi ca conducerea cu focul a oarecare plăzdanul să poată să iei decizia și cum și bateriei să folosească. Înlăturarea neajunsurilor în timpul cât mai repede aduce la aceea că artileria, practic artileria transnistreană era închisă, nu putea să activeze. Mult pot spun că am văzut eu cum lucrează geniștii moldoveni. Bravo lor! Foarte mult vieți au scăpat. Amintim că anul 2022 este declarat anul recunoștinței veteranilor de război participanți la acțiunile de luptă pentru apărare integrității și independenței Republicii Moldova. În această luptă, peste 300 de oameni și-au pierdut viața, iar 370 au fost răniți, rămânând cu diferite grade de dizabilitate. Declararea anului recunoștinței vine în semn de respect față de patriotismul veteranilor, care și-au jertfit viața și sănătatea în lupta pentru libertate, democrație și edificarea statului de drept Republica Moldova.